În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre dragostea lui Hristos care întrece orice dragoste și o să citim un verset din Sfânta Scriptură, de fapt două versete, din Ioan capitolul 15, versetul 12 la 14. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Amin. Amin. Dragostea lui Hristos. Dragostea lui Hristos care întrece orice dragoste. Într-o creșă privată, a fost adusă o fetiță de 4 ani ca să rămână pe timpul zilei. Și fetița aceasta era diferită de alte fetițe. În ce sens? A fost născută de mama ei în închisoare. Mama ei, cât a fost închisă, lua droguri pe tot parcursul sarcinii și a ieșit un copil cu probleme. Era foarte greu să ai grijă de ea. Și a fost adusă la această creșă privată, unde directoarea era chiar una dintre educatoare, dintre supraveghetoare. Și această fetiță avea probleme de integrare și nu a vorbit niciodată cu oamenii din creșă. Decât nu vorbea, nu scotea un cuvânt. Și făcea mai probleme. Și doamna aceasta, care era și directoare, avea un alt mod de a se comporta cu ea. Și când nu se înțelegeau cu fata, cu fetița, doamna educatoare, care era și director, o lua în brațe, o ducea în biroul ei, acolo unde avea un balansoar, și o calma întotdeauna cântându-i un cântecel. Iisus mă iubește, eu știu că așa îmi spune Biblia, că Iisus mă iubește, că micuții îi aparțin lui, că ei sunt slabi, dar Iisus e puternic, da, Iisus mă iubește, Iisus mă iubește, da, Iisus mă iubește. Biblia îmi spune că Iisus mă iubește. Și asta făcea în fiecare zi, de câte ori făcea probleme fetița de 4 ani. Zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, și a început să vadă ceva progrese la fetița aceasta cu probleme de integrare. Dar de fiecare dată când făcea un pas înainte, simțea că făcea 2-3 înapoi cu fetița. Când vedea că are un progres, dădea repede înapoi. Într-o zi, fetița s-a comportat foarte rău, iar doamna a dus-o din nou în birou ei și a început să o scuture puternic. Și în timp ce o scutura, a încercat să o calmeze. Fetița s-a speriat, s-a îndepărtat de doamna educatoare și cu lacrimi în ochi a spus: cântăm despre omul care mă iubește, cântăm despre omul care mă iubește. Despre Iisus. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre Iisus, Cel care vă iubește. El care poate să calmeze orice situație și care poate să rezolve orice situație. Există dragoste între un băiat și o fată, dar dragostea lui Iisus este mai mare. Iubirea lui Iisus face toată diferența din lume. De exemplu, un tânăr a avut o prietenă la care a ținut foarte mult. Și după un timp s-a despărțit de acea tânără și a fost foarte afectat. Și am discutat cu el și i-am spus că Dumnezeu îi va da o dragoste mai mare. Și după un timp, chiar așa s-a întâmplat. A început să vorbească cu altă fată și l-am întrebat: ei, cum e dragostea aceasta? Și a zis: e mai mare, e mult mai mare. Există o dragoste și mai mare decât dragostea dintre un băiat și o fată,
ci este dragostea lui Dumnezeu, care e un fel de iubire mai mare decât cea dintre un băiat și o fată. Știți cum sunt fluturii aceia în stomac când îi simți că ești tânăr și ești adolescent. Dar dragostea lui Hristos îți dă, cum să zic, un simțământ mai aparte. Îți dă o bucurie și o pace și o liniște și este diferită, face diferența în lume. Există dragostea fraților, dar dragostea lui Iisus este mai mare. O să fie frați acasă, se iubesc foarte mult frații, dar o să fie frații din biserică. Nu? 1 Petru 1 cu 22 spune, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Există dragostea fraților, dar dragostea lui Iisus este mai mare decât aceasta. Într-o zi, frații se rugau la întâlnirea de rugăciune pentru un frate care avea nevoie de un rinichi. Toți s-au rugat cu foc și au declarat dragostea față de acel frate, dar s-a constatat că nimeni nu vroia să doneze un rinichi, chiar dacă se rugau pentru lucrul acesta. Liderul întâlnirii a venit cu o idee. Să arunce o pană în sus și pe care se așeza pana aceea, pe acela să doneze rinichiul. Și toată biserica a fost de acord. Aruncat liderul pana și când se cobora, fiecare sufla, când ajungea în dreptul lui, sufla cât mai tare ca să nu se așeze pe el. Este ușor să spui că iubești pe cineva, dar dragostea mare se sacrifică. Iisus, Domnul nostru, s-a sacrificat pentru noi, frații lui mai mici. El e fratele nostru mai mare. El are o dragoste mai mare decât dragostea de frați. El se sacrifică. El s-a sacrificat pentru noi, s-a jertfit pentru noi. Dragostea lui Iisus este mai mare decât dragostea pentru frați. Poate unii dintre frați s-ar jertfi pentru ceilalți. Dar sunt și unii care nu s-ar jertfi. Există, în al treilea rând, există dragostea pentru femeie, dar dragostea lui Iisus este mai mare. 2 Samuel 1 cu 26 spune așa, mă doare după tine, frate Ionatane, David spunea, tu erai plăcerea mea, dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască. Așa de mult ținea la prietenul lui Ionatan, că spunea că îl iubește mai mult decât pe o femeie. O dragoste mai mare decât pentru o femeie avea David pentru Ionatan. Dragoste turnată de Dumnezeu în inima lui. Geneza 29, 18 la 20 spune că Iacov iubea pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mică. Și Laban a răspuns, mai bine să ți-o dau ție decât să o dau altuia, rămâi la mine. Astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. Dragostea pentru femeie te face să slujești pentru ea. Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și i s-au părut ca vreo câteva zile, nu? Ca 7 zile. Atunci când iubești, ești gata să te sacrifici și să te jertfești. Estera, capitolul 2, versetul 17. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul Vastei. Împăratul acesta a avut la dispoziție să-și aleagă o soție în locul lui împărătesei Vastei. Și a fost să-și aleagă dintre cele mai frumoase fete care erau și-au ales-o pe Estera.
pe ea a iubit-o mai mult decât pe celelalte. Există dragostea pentru femeie, dar dragostea lui Iisus este mai mare. Cu acest tip de dragoste, dragostea, bărbatul iubește o femeie și aceasta se dăruiește, dar această dragoste este de scurtă durată. Iubirea lui Iisus este o iubire mult mai mare pe care poate să o aibă un bărbat pentru o femeie. Chiar dintre cele mai pasionate cupluri, după căsătorie, au avut nevoie de consiliere. Chiar mi-aduc aminte de un băiat și o fată, erau prieteni în tot anii de liceu, toți 4 ani de liceu erau prieteni și se iubeau foarte mult și vedeai mereu împreună, se țineau de mână și vedeai o dragoste extraordinară. Deci asta da, e o iubire adevărată. Însă, după liceu, s-au căsătorit imediat. Însă căsnicia lor n-a durat decât un an de zile. Deși 4 ani de prietenie și de relație și părea o dragoste extraordinară, nu au rezistat mai mult de un an. Mulți sunt care spun, te iubesc, ești visul meu, sunt atât de fericit că te-am întâlnit. Și observ că după ani de zile vor spune adesea și altor persoane. Evident că în această dragoste între un bărbat și o femeie lipsește ceva. Și dragostea lui Iisus este mai mare decât această dragoste dintre un bărbat și o femeie. Un cuplu de păstori care se iubeau foarte mult. Soțul moare. Ea devastată. De dimineață până seara stătea la mormântul lui și plângea. Păstorul mai mare al lor nu știa ce să mai facă. Și într-o zi s-a rugat la Dumnezeu să-i dea o soluție pentru soția aceasta de păstor, că era toată ziua la mormânt și plângea pe soțul ei. Și păstorul acesta a avut o viziune și l-a văzut în această viziune pe soțul acelei surori, care era foarte fericit în cer. Și păstorul îi spune în viziune, știi că soția ta nu știu ce să mai facă, plânge în continuu și nu vrea să fie mângâiată. Și păstorul care era în cer, în viziune, îi spune, Dumnezeu mi-a zis că soția mea va fi bine și că îi voi da un soț mai bun decât mine. Spune-i soției mele că asta a zis Dumnezeu. Și păstorul în viziune îi spune, n-o să mă creadă dacă o să-i spun lucrul acesta. Păstorul care era în cer, în viziune, nu-ți face griji, îți voi spune un secret pe care doar eu și el știe. Când o să-i spui, va ști că ai vorbit cu mine. Și după viziunea aceasta, păstorul se întâlnește cu soția păstorului decedat și spune că i-a văzut soțul într-o viziune și că i-a spus în viziune soțul că ea va avea un soț mai bun. Dar ea, când a auzit lucrul acesta, a spus, niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta. Niciodată nu voi avea alt soț care să fie mai bun decât soțul meu. Apoi păstorul îi spune secretul. Ea a rămas șocată când a auzit secretul, că nu știa decât ea și fostul soț. La început a zis, ce, ai ascultat cumva vreodată conversațiile noastre și a zis nu. Și după aceea a înțeles că într-adevăr nimeni nu putea să știe secretul acesta și într-adevăr a avut o viziune cu fostul ei soț. A trecut timpul și femeia s-a căsătorit din nou. Și păstorul care a avut viziunea s-a întâlnit cu ea și a întrebat, ei, cum merge cu noua căsnicie? Și ea spunea, într-adevăr, acest soț este mai bun. Am parte de o dragoste mai mare decât am avut. Însă vreau să vă spun că dragostea lui Iisus este mai mare decât aceasta. Mai mare decât ai putea avea tu, decât ai putea experimenta tu. Doi tineri care se înțelegeau foarte bine, dar nu erau căsătoriți.
trăiau împreună și într-o zi el merge la biserică și este atins de Dumnezeu. Se pocăiește și când ajunge acasă îi spune prietenii: de azi nu mai vreau să păcătuiesc. Nu mai vreau să avem relații intime până nu ne căsătorim. Ea a rămas șocată. A început să-i facă scandal. Nu mă mai iubești, nu mă înțelegi, supărată. Vrea să se întâlnească cu păstorul bisericii, care l-a pocăit, care l-a convins. Se duce, l-așteaptă pe păstor, păstorul să dea mâna cu fata, se bucură că a venit la biserică cu băiatul și ea îi spune păstorului: te urăsc din toată inima. El, păstorul, a rămas șocat. De ce? Mi-ai stricat relația cu viitorul meu soț. Din cauza ta nu mai pot să mă înțeleg eu bine. Și Dumnezeu a făcut că ea să rămână la întâlnirea bisericii și Dumnezeu să-i atingă inima și ei. Și s-a întors și ea la Domnul și s-au căsătorit și au devenit un cuplu foarte fericit, credincios. Atunci când întâlnești dragostea lui Hristos, nu mai poți să păcătuiești. Dragostea lui este mai mare decât dragostea dintre un bărbat și o femeie. Când întâlnești dragostea lui Hristos, vrei să te schimbi, nu mai vrei să-L superi. Când ai dragoste pentru cineva, nu mai vrei să-L întristezi pe acela. Când ai dragoste pentru Hristos și întâlnești dragostea lui Hristos, nu mai vrei să îngreșești în dreptul lui. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că dragostea lui Hristos este mai mare decât dragostea dintre un bărbat și o femeie. Există dragostea de țară, dar dragostea lui Iisus este mai mare. Am văzut vineri la România au talent un român plecat de mic împreună cu părinții lui în Spania. Își spunea că el este rumanol. Nu se simțea nici spaniol în totalitate, nici român în totalitate. El era rumaniol. Sunt unii care își iubesc țara așa de mult încât atunci când trebuie să renunțe la cetățenia lor ca să obțină cetățenia altor țări, o fac foarte repede, fără să mai stea pe gând. Sunt oameni care își iubesc țara sincer, dar nevoia îi fac să meargă în alte țări și să trăiască acolo, dar inima lor este tot acasă, în țara lor. Dragostea lui Hristos este mai mare decât dragostea de țară. Când înțelegi că tu ai o țară sus în cer și tu ai cetățenia cerului și tu aici ești doar un ambasador, doar ești un străin în țara aceasta de pe pământ, atunci realizezi că dragostea lui Hristos este mai mare decât dragostea de țară. Înțelegi tu că ai o țară în cer? Înțelegi că ești cetățean al cerului? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că dragostea lui Iisus este mai mare decât dragostea de țară. În al cincelea rând, există dragostea unei mame pentru copil, dar dragostea lui Iisus este mai mare. Sunt mame care își abandonează copiii. Unele își uită copiii prin magazine. Sunt mame care nu-și iubesc copiii. Sunt mame care își iubesc copiii. Odată o mamă către un copil de 4 ani care tot cerea să-i cumpere un cadou și îi spune mama: meriți să-ți iau acest cadou? Și copilul a zis: nu. Atunci de ce să-ți iau? Pentru că mă iubești, mami. Pentru că mă iubești. Asta este dragostea de mamă. Pentru că iubește copilul, îi face favorul, îi cumpără cadouri, are grijă de el. Pentru că îl iubește. Însă dragostea lui Hristos este mai mare decât dragostea unei mame pentru copil. Isaia 49:15 spune așa: poate o femeie
să uite copilul pe care îl alăptează, ci să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Dacă o mamă pe pământ poate să-și uite copiii, să-și abandoneze copiii, să fie rece față de copii, Dumnezeu, El nu ne va uita cu niciun chip. Dragostea Lui este minunată. Dragostea Lui nu este ca dragostea de mamă pentru copii. El e mai mare. Amin? Cum este dragostea Lui Hristos? Cum este dragostea Lui Hristos? Dragostea Lui Iisus este sacrificială. 1 Ioan 3,16 spune: noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frații. Roman 5,8 spune: Dumnezeu și-a arătat dragostea cea mare față de noi tocmai prin faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi pe când eram încă păcătoși. Dragostea lui Iisus este sacrificială. El și-a arătat dragostea prin faptul că și-a dat viața ca jertfă pentru păcatele noastre. Dragostea adevărată se jertfește. Doi soți tineri căsătoriți și-au cumpărat o ladă frigorifică. Într-o seară au intrat în casă hoții înarmați. Soțul reușește să fugă în cealaltă cameră și să se bage în lada frigorifică. Soția a rămas singur cu hoții care aveau arme, au chinuit-o, au maltratat-o, au făcut să sufere în toate felurile. Ea striga la soțul ei, disperat, dar soțul ei nimic. Stătea bine în lada aia. După ce pleacă hoții, soțul iese din ladă și soția nici nu vrea să vorbească cu el. Nu mă iubești! Dacă mă iubeai, ieșeai din frigider să mă salvezi. Te iubesc, dar nu atât de mult. Acei hoți m-ar fi omorât. Tu nu înțelegi. Mi-aș fi pierdut viața încercând să te salvez. Mai târziu, femeia s-a dus la biserică și a auzit un verset care spune așa, Ioan 15:13: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și a înțeles că dragostea adevărată, dragostea lui Hristos este mai mare decât ar putea să fie dragostea între un soț și o soție. Dragostea lui Iisus Hristos este singurul care și-a dat viața cu adevărat pentru noi, oamenii păcătoși. Vreau să-ți spun și să fiți atenți că nu vei scăpa și nu vom scăpa dacă vom neglija o astfel de dragoste. Evrei 2:3 spune: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit? Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători față de o dragoste așa de mare ca lui Hristos? Și într-un loc din Biblie spune: tu nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și eu aș spune așa: tu nu vezi că dragostea lui Hristos te îndeamnă la pocăință? Deci dragostea lui Hristos este sacrificială. Dragostea lui Iisus este necondiționată. Adică, El nu mă iubește că eu sunt mai bun decât celălalt. Eu sunt mai bun decât Georgian. Dumnezeu nu-L iubește pe Nati că e mai bun decât pe Beni. Că e mai sfânt decât Beni. El ne iubește pe toți la fel. Necondiționat. Asta nu înseamnă că atunci când iubești pe cineva necondiționat, ești de acord cu păcatul celuilalt. Sau că să-i spui la tot ce face că este bine. Sunt acțiuni pe care trebuie să le faci în ciuda ceea ce simți. Adică, de exemplu, eu îl iubeam pe copilul meu și îl iubesc pe copilul meu
foarte mult, dar când eram mic, îl disciplinam când făcea prostii, deși îl iubeam, în ciuda sentimentelor care le aveam față de el, dragoste față de copilul meu, totuși îl disciplinam pentru că îl iubeam. Și Dumnezeu de multe ori ne disciplinează și pe noi, în ciuda faptului că ne iubește și că sentimentele lui față de noi este dragoste. Și așa trebuie și noi câteodată să ne comportăm unii cu alții pentru a ne ajuta să ne întoarcem de la lucruri care pot fi dăunătoare. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că atunci când mustrăm, când dăm sfatul, când corectăm, facem aceasta dintr-o grijă adevărată pentru celălalt. În ciuda faptului că iubești, în ciuda faptului că ai sentiment de dragoste, tu trebuie să iei niște măsuri de multe ori. Dragostea lui Hristos este necondiționată. Nu trebuie să faci nimic ca să-L meriți. El te iubește, dar nu înseamnă că este de acord cu tot ceea ce faci tu și ceea ce trăiești tu. Și Dumnezeu să ne facă să înțelegem. Amin. Și să apreciem dragostea Lui, care este necondiționată. Dragostea Lui nu are excepții. Nu are excepții. Iubește și pe europeni, și pe indieni, și pe chinezi, și pe africani, pe toți îi iubește la fel. Nu are excepții. Că-i rom, că-i maghiar, că-i evreu, că-i francez, nu are excepții. Pe toți îi iubește la fel. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și în lumea intră toți. Și eu, și tu, și tu. Dragostea lui Hristos nu are excepții. Dragostea lui Iisus este cea care atrage oamenii. Darius, dacă poți să vii să mă ajuți. Aș vrea să vă gândiți foarte bine la acest punct. Dragostea lui Iisus este cea care atrage oamenii. Oamenii pot să vadă la noi și să-și dorească să-L cunoască pe Hristos dacă vor vedea în noi bunătate, milă, blândețe, răbdare, înțelegere. Cum poate cineva să simtă o atracție către Hristos dacă experiența lui cu mine va fi doar nerăbdare, numai ceartă, numai mândrie, impolitețe și ură? Dacă vor vedea lucrurile astea, nu îi va atrage către Hristos. Pentru că ei vor să-L vadă neapărat pe Hristos în noi, că virgulă Hristos ne-a schimbat mai întâi pe noi. Vrea să-L vadă pe Hristos în tine și în tine și în tine. Pastorul unei biserici din Brooklyn, Jim Simbala, spunea următoarea poveste și aș vrea să fiți foarte atenți la această poveste. Era duminica de Paști, spunea el, și eram atât de obosit la sfârșitul zilei, încât tocmai am mers la marginea platformei, mi-am dat jos cravata și mi-am întins picioarele. A fost o slujbă minunată. Multe persoane care s-au predat lui Hristos. Consilierii mei vorbeau cu acești oameni. În timp ce stăteam acolo, am privit spre culoarul din mijloc, iar pe al treilea rând era un bărbat care arăta de vreo 50 de ani. Era dezgustător și murdar. S-a uitat la mine de parcă zicea, pot să vorbesc cu tine? Avem oameni fără adăpost care vin tot timpul la biserică, cer bani sau alte lucruri. Așa că în timp ce stăteam acolo, mi-am spus ce mod de a încheia o duminică. Am avut parte de un moment atât de bun, o predică bună. Am slujit pe oameni și iată că un om fără adăpost își dorește probabil niște bani să bea mai multă băutură. Așa se gândea el, Jim Simbala. El, acel om fără adăpost, s-a ridicat din bancă și s-a îndreptat spre mine, spune păstorul acesta. Când a ajuns la vreo 5 metri de mine, am simțit un miros oribil, cum n-am simțit niciodată în viața mea. A fost atât de groaznic
că atunci când s-a apropiat, am tras aer în piept, de departe. Și am vorbit cu el și de câte ori trebuia să respir, trebuia să întorc capul să respir. Pentru că nu puteam respira în fața lui. Și l-am întrebat, cum te cheamă? El a zis, David, de cât timp ești pe stradă? De 6 ani. Câți ani ai? 32. Arăta de parcă avea 50. Părul alb, fără dinții din față. Era beat, ochii amețiți. Și îl întreb, unde ai dormit aseară, David? Într-un camion abandonat. Aveam în buzunarul din spate, spunea păstorul, un plic de bani și câteva cărți de credit. Am vrut să aleg unul, să-i dau și niște bani. Mă uitam prin sală, toți consilierii ceilalți erau ocupați, vorbeau, consiliau oamenii. De obicei, noi la biserică nu oferim bani oamenilor, le dăm ceva de mâncare, dar în situația asta am scos banii. Și David a spus, nu vreau banii tăi. Vreau pe acest Iisus, cel despre care vorbeai în predică, pentru că nu l-am și o să mor pe stradă. Atunci păstorul Jim Simbala spunea, am uitat complet de David și am început să plâng în dreptul meu. Aveam de gând să dau câțiva dolari cuiva pe care Dumnezeu mi-l trimisese. Nu exista nicio scuză. Nu-l vedeam așa cum îl vede Dumnezeu. Nu simțeam ce simte Dumnezeu pentru el. Dar s-a schimbat asta. David tocmai stătea acolo. Nu știa ce se întâmplă. M-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă, te rog să mă ierți. Îmi pare atât de rău că te reprezint în acest fel. Îmi pare atât de rău. Am avut o predică cu puncte în ea, iar tu ne-ai trimis pe cineva și noi nu suntem pregătiți pentru asta. Iartă-mă, Doamne. Ceva a venit peste mine, spunea păstorul. Deodată am început să plâng, mai adânc. Și David a început să plângă și el. Și a căzut pe pieptul meu, pe cămașa mea albă și pe cravată. Iar eu mi-am pus brațele în jurul lui. Și acolo am plâns unul cu celălalt. Și mirosul persoanei sale a devenit o aromă frumoasă. Iată ce mi-a arătat Domnul și mi-a făcut real. Dacă nu-ți place acest miros, nu te pot folosi. Pentru că de aceea te-am chemat unde te afli. Este vorba despre asta. Este vorba despre acest miros. Hristos a schimbat viața lui David. A început să învețe, să memoreze porțiuni din Scriptură. I-am găsit un loc să trăiască, spune păstorul. L-am angajat în biserică să facă întreținerea și am plătit să-și repare dinții din față. Acum arăta un bărbat chipeș când a ieșit din spital după 6 zile cât a durat dezintoxicarea lui. A petrecut următoarea zi a recunoștinței la mine acasă, spunea păstorul. Și a petrecut Crăciunul la mine acasă. Când schimbam cadouri, a scos și el un pic. Acesta este pentru tine, a zis pastore. Este singurul lucru pe care și-l putea permite. Un an mai târziu, David a vorbit despre convertirea lui la Hristos în biserică. A depus mărturie. Și în momentul în care a luat microfonul și a început să vorbească, i-am spus, omul acesta este un predicator. Paștele următor l-am hirotonisit pe David. Și acum este un pastor asociat al unei biserici din New Jersey. Și eram atât de aproape să spun, ia uite la ăsta, nu știe că sunt un predicator ocupat. Și n-am timp de el. V-ați gândit voi că de multe ori oamenii nu vor vedea dragostea lui Hristos decât prin modul în care ne comportăm noi? V-ați gândit că ei nu vor întâlni niciodată dragostea lui Hristos dacă nu le arătăm noi? Și poate de prea multe ori am ratat. De prea multe ori nu am fost în stare să arătăm.
vreau să vă spun că dacă ați înțeles astăzi ce înseamnă dragostea lui Hristos, care întrece orice dragoste, nimeni nu va putea să ne despartă de dragostea lui Hristos. Și versetul de încheiere din această dimineață este acesta, Romani 8:35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Cine te va despărți pe tine de dragostea lui Hristos? Atunci când ai înțeles-o, atunci când ai simțit-o. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să facem o rugăciune. Și să-i mulțumim lui Hristos. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea lui minunată, care și-a arătat-o față de noi. Prin faptul că s-a jertfit pentru păcatele noastre. Să-i mulțumim că am înțeles că dragostea Lui este mai mare decât orice dragoste care există pe pământ. Să-i mulțumim că atunci când am întâlnit această dragoste, vom trăi în așa fel încât să nu-L întristăm pe Dumnezeu. Să onorăm această dragoste. Și dacă nu am făcut așa, să ne cerem iertare până acum.